Да. Хай. Гата? Перфект. Ти бъдете май малко. Сунето е бине? Stai che prego. Non so quando mi dà drum, gli dà drum? Sì, Andrea. Suona tu. Però, però, butta. Qui, qui, qui. Ci suona questa immagine. Ah, hai. Hai, hai. Am revenit în transmisie directă. Din ceva probleme cu, cu internetul. Am uitat noi să încărcăm routerul de, de internet și s-a întrerupt transmisia. Revenim live cu Tibi Marian, organizatorul Media Music Awards, cel mai mare eveniment din Sibiu, după Festivalul Internațional de Teatru, ca să nu zică cineva de muzică. De muzică. Cel mai mare eveniment de muzică din Sibiu. Și rămăsesem la discuția cu artiștii care, care vin pe scenă și legat de treaba asta, de numele care vor concerta aici mâine seară. Da. Holograf, ce mai avem? Deci avem pe artiști pentru astea la aici, am rămas pentru toate, toate vârstele. Într-adevăr, artiștii care au fost cei mai difuzați în ultimii ani, în ultimii 12 luni, în ultimul an, de fapt, o să cânte pe Cinema Media Music Awards. După cum spuneam și mai devreme, și criteriile de selecție a artiștilor care cântă pe Cinema Media Music Awards sunt bazate tot pe difuzări și criteriile de prin care stabilim ordinea lor pe scenă sunt bazate tot pe difuzări. Chiar și minutajul lor pe scenă e bazat pe difuzări. Deci absolut totul este transparent. Nu de ce vrea organizatorul sau, eu știu, casa de discuri, pur și simplu. Câți artiști sau fie pe scenă în total? Vreo 34 de artiști principali, să zic. Și de concertat? 24 de prestații artistice, în principiu, de o să fie. Asta înseamnă că unii dintre ei cântă împreună. Gen, eu știu, Lidia Bugle cu Amira și alții. Deci Voltaj și cu... colaborați. Exact, și anul acesta, de fapt, nu numai anul acesta, în fiecare an, au fost și lansări de piese și ne mândrim oarecum cu faptul că, din câte știm noi, toate piesele care s-au lansat la Media Music Awards au ajuns hituri și atunci artiștii sunt foarte concentrați pentru a lansa piesele la Media Music Awards. Câți artiști în total vin? Pentru că sunt 34. Păi, vă dau numai un număr. Sunt 2000 de brățări la Media Music Awards. 2000 de... Oameni care fac ceva pentru Media Music Awards. Orică, eu știu, montează garduri sau, eu știu, montează sunet sau sunt artiști sau stafful lor. Pentru că un artist, vă mai dau un exemplu dacă nu știu, poate lumea este curioasă. Un artist precum Andra, staful întreg al acesteia este undeva la 25 de persoane, 30. Asta, da, deci persoane din spatele scenei. Există foarte mulți. La Smiley iară sunt vreo 25 de persoane. Deci un artist înseamnă că vine la pachet cu vreo 25 de persoane, ori 30 de artiști înseamnă 750 de persoane, plus staful nostru, deci sunt undeva la mulți oameni. Ce se fac față se întinde scena asta de aici, din spatele nostru? Și putere muzicală sunt... Da, deschiderea scenei este de 50 de metri și, într-adevăr, cam ca, eu știu, cam cât lățimea unui teren de fotbal. Neapărat acesta ar fi, eu știu, aspectul cel mai important al acesta, ci partea tehnică, și anume calitatea și rezoluția LED-urilor, sunetul, într-adevăr, nu menționăm, eu știu, furnizorul acestui sunet, dar e cel mai bun sunet din țară, este, nu? Cel mai bun, performant și chiar și scump sunet din, din țară. Uite, ca să, să, eu știu, să creadă, eu știu, publicul, sâmbătă acest sunet o să meargă la zilele Bucureștiului, la București. Deci este foarte, foarte solicitat. Dar nu la sunet, nu și la scenă. Doar sunetul și LED-urile o să meargă la București sâmbătă. Deci, ce este interesant, pe lângă puterea pe care o poate dezvolta acest sistem de sunet, este și faptul că este unul dintre puținele sunete din lume de outdoor unde te poți înțelege. Deci dacă ești în piață, sună foarte bine, ești, sună ca în mașină sau, eu știu, ca în, eu știu, acasă, la un home cinema și poți să te înțelegi, poți să discuți și sună la fel în față ca și în spate. Asta e foarte știu că organizarea unui astfel de eveniment întâmpină și greutăți, că e normal, nu pot să fie numai lucruri bune din punctul ăsta de vedere. A fost vreun moment în care te-ai gândit că Media Music Awards ar putea să meargă către alt oraș? Eu personal... Sau propuneri? Da, propuneri
mărturisesc că ne vin foarte multe în fiecare an și tot mai multe pentru că evenimentul, eu știu, face reclamă bună orașului unde se organizează. Și anume, Media Music Awards, dacă tot începe cu, eu știu, cel mai și cel mai, să nu zic că e cel mai promovat eveniment muzical din România, dar are un media plan foarte mare. Și anume, eu știu, două luni de zile toată România au de Media Music Awards și foarte important, pe lângă ce avem pe radio, TV și, eu știu, alte medii online sau așa, foarte important și cu un reach foarte mare este Facebook. Anul acesta o să încercăm, cred eu, spun eu în premieră, să difuzăm evenimentul pe online. Am vrut de anul trecut, dar am făcut doar niște teste pe toate conturile de Facebook ale artiștilor live. Nu s-a mai făcut asta până acum în România, anul acesta o să facem. Și eu preconizez pe toate conturile artiștilor prezenți la eveniment, care însumează, după cum bine știm, peste 20 de milioane de fani. Atenție, bineînțeles că mulți se suprapun, dar împreună... Dar nu ne-ai răspuns la întrebare. A existat un moment în care te-ai gândit să muți evenimentul de aici? Sau evenimentul ăsta o să... Nu a existat. Într-adevăr, a fost propunere. Nu a existat pentru că eu am făcut mari sacrificii să-l fac aici în Sibiu. Și anume, în primul rând, totul costă... Adică acest eveniment pentru a se face în Sibiu costă mai mult dacă s-ar face, dau un exemplu, în București. Nu mai ai costuri de cazare, transport, costă mai mese. Costă acolo, în București. Da, în Sibiu costă mai mult decât dacă s-ar organiza în București. Dar eu, sibian fiind și activitatea aceasta de vreo 10 ani în domeniu, eu știu, artistic, evenimente și mai departe, cu care am desfășurat-o mulți ani în București, eu am făcut mari sacrificii, chiar și financiare, să-l organizez aici. Și după cum am spus și mai devreme, în primul an n-am cerut niciun ban ca și finanțare publică, am vrut să demonstrez prima dată ce se poate face. Câteva finanțări private și bilete, dar era cam modic prețul pentru bilete, deci eu cu sumele respective mi-acopeream gardurile, paza, taxele și așa mai departe, dar erau... Așa este un subiect sensibil vis-a-vis de evenimentele din Piața Mare, dacă se fie cu taxe sau nu, și s-a iscat așa în mediul online o adevărată dezbatere dacă anumite evenimente care sunt în Piața Mare ar trebui să fie gratuite și de ce să fie gratuite sau nu, cum concerte simfonice și așa mai departe. Dar până la urmă trebuie să te raportezi la ceea ce există în momentul ăsta pe piață. De unde au venit propunerile ca să muți evenimentul? Din multe orașe, dar chiar nu contează. Asta numai că m-ai întrebat, n-am menționat eu. Evenimentul este respectat de CBN, chiar și de municipalitate, de primărie și de suntem susținuți. Partea, adică simțim că suntem susținuți partea tuturor instituțiilor abilitate, de la, eu știu, jandarmi, poliția locală, în sensul că ne oferă toată consultanța necesară spre a ne adapta pentru, eu știu, noua legislație și să fie totul. Deci să înțeleg că nu există intenția de a muta evenimentul. Nu există intenția de a muta evenimentul în altă parte. Repet, eu am făcut mari sacrificii, sunt sibian și pentru asta am vrut să-i aduc la Sibiu și pentru a le... Hai să zicem un pic, o fășa ambiție pentru a demonstra că măcar o dată pe an se dă ora exactă și de la Sibiu, în muzică cel puțin. În muzică, da. Când în alte puncte de vedere se mai dă ora exactă, teatru, așa mai departe. Da, sigur, o dată pe an în muzică, de aia și, eu știu, îndrăznim să ne numim o dată pe an Capitala Muzicii Românești, pentru că, într-adevăr, în anul ăsta, 15 septembrie, va fi Sibiu Capitala Muzicii Românești. Media Music Awards, ce muzică ascultă TV Maria? Păi, TV Marian nu întâmplător a ajuns în domeniul acesta. Eu făceam spectacole și poate aduc o dată pe mama mea să vă confirme. Făceam spectacole în fața, stăteam, locuiam la parter și făceam în fața geamului spectacole cu castofon. Aveam din cartier, eu știu, cam printre primii dublu castofon, făceam casete, eu știu, derulam, le puneam, le, hai să zicem, puțin mixam. Deci, de la puțini ani făceam spectacole, să zic așa. Deci, eu ascult tot, în afară de un anumit stil de muzică, pe care n-ar să-l menționăm sau să-l fim împotriva lor, ascult chiar și muzică clasică, rock, dance și, da, într-adevăr, nu neapărat că ascult mult mainstream, dar trebuie să fiu la curent cu ceea ce se difuzează la radiourile comerciale din România și pentru că activez și în management și impresariat artistic. Tu mai organizezi și alte evenimente în Sibiu și vreau să te întreb un pic cum vezi tu viitorul Sibiului din punctul de vedere al dezvoltării, nu știu, din punct de vedere cultural și muzical, având în vedere că alte orașe s-ar putea să ne fi luat un pic în față. Și da, aș vrea să te întreb după asta dacă ăsta e apogeul pentru tine, Media Music Awards, sau există și alte surprize pentru viitor. Este
o vorbă oarecum, că întotdeauna copiat și niciodată egalat. Aici ne referim la Sibiu. Într-adevăr, multe orașe din România au copiat pentru că a fost o formulă, o rețetă câștigătoare a Sibiului, de succes în sensul, eu știu, agendei culturale și sportive care aduc foarte mulți turiști în Sibiu. Și, până la urmă, în primul rând, cred că cel mai mult cu acest lucru ne mândrim noi ca și oraș. Eu știu, centru vechi este frumos și al nostru, dar mai sunt și alte orașe care au centru vechi și unele mai nou modernizate, adică așa nu zicem că e mai urât sau mai frumos, dar consider că agenda culturală și agenda sportivă a făcut din Sibiu să ajungă unde a ajuns, și anume efectiv o destinație turistică națională, deci de city break chiar și la nivel național, și știm bine ce se întâmplă și cu celelalte evenimente de succes și foarte frumoase, curate, gen Târgul de Crăciun sau multe altele care aduc foarte mult. Dovadă un eveniment de succes e, uite că încă o zi înainte de începerea Media Music Awards și cât am stat noi aici, au trecut, hai să nu spun câteva mii de oameni, dar câteva sute de oameni s-au tăperindat, oamenii își fac fotografii cu scena, lumea se uită după gardă, văd, a venit vreo vedetă, deja sibienii știu că vine 15 septembrie, vine Media Music Awards în piața. E adevărat și poate iarăși dăm puțin dovadă de lipsă de modestie sau nu știu cum. Noi intenționat organizăm acest eveniment joia. Poate mulți se întrebau de ce îl organizăm joia. Exact, deci asta era... Acest eveniment îl organizăm joia din motive și de securitate și de siguranță a persoanelor, a publicului prezent la eveniment. Din experiența pe care o am și eu știu ce s-ar putea întâmpla cu asemenea line-up și așa mulți artiști, cred că sâmbăta ar fi o mulțime periculoasă din punct de vedere al siguranței. Ar veni foarte mulți. Da, nu ne dorim să vină mai mulți decât vin în fiecare an. De ce? Pentru că atunci poate să fie o mulțime greu de controlat și fiind fără cu acces liber, atunci nu ai niciun control. Și bineînțeles că pot să intervină niște lucruri foarte, foarte complicate și nu ne dorim așa ceva. Atunci, joia am considerat-o cea mai potrivită, toate primele muzicale din lume se fac în timpul săptămânii. Legat de ediția de anul ăsta, pot să iau oamenii autografe de la artiști? Da, începând cu anul 2014. Rămâne la fel? Adică, da, asta e, zona pentru autografe este aceeași. Începând cu anul 2014 am făcut o zonă mai organizată pentru a se da autografe, este o zonă pe care o indicăm în fiecare an și este aceeași pe Facebook printr-o grafică specială și destul cu o suprafață destul de mare, și anume undeva la 20 de metri liniari, unde cu siguranță și avem o discuție și o înțelegere cu toți artiștii să treacă. Da, a discutat cu ei, pentru că asta, artiștii români se dea autografe, se opresc. Da, deci face parte din programul lor. Agreat, se știe și ora la care fiecare artist dă autografe, vine cu mașina oficială la Media Music Awards, dă interviuri, intră pe green carpet, ora la care se machiază, își face părul și așa mai departe, totul este pe desfășurător, știm absolut. Ora la care face repetiție, o să vedeți că acum este slujba și urmează să facem repetiții. Urmează să înceapă repetițiile conform unui desfășurător foarte... Adică pentru repetiții și vin oameni mai mulți. Cum? Păi da, o să înceapă și muzica și repetițiile și atunci o să fie oameni mai... Cine face repetiția? Hai să dacă le-a ști pe toate, înseamnă măcar că nu am mai... dintre... Păi nu, eu personal nu mă ocup de partea aceasta, cine face repetiții, o să fie Alina Eremia, nu știu care să mai fie. Deci este de această parte a desfășurătorului de repetiții se ocupă anumite persoane din... Am o curiozitate și cred că multă lumea să treabă. A intervenit cineva pe lângă TV Marian ca să vină la Media Music Awards? Adică da, și astfel de... Au fost la început, pentru că tocmai ce spuneam la început cu interviul... Pentru că ne-ai explicat tot mecanismul, exact. Acum l-am înțeles, da? Ei fiind obișnuiți, unii din piață, fiind obișnuiți la început, a se merge pe prietenii, pe intervenții și așa mai departe, la alte primii muzicale din trecut, nu le dăm numele, au fost tot felul de intervenții, atât pe partea de stabilirea artiștilor care sunt pe scenă, exact. Chiar și pe partea de premii, până au înțeles oamenii că sunt, n-am cum... E ca la fotbal, exact. Un impresar încearcă să-și bage jucătorul lui, exact. În față. Și până au înțeles oamenii că premiile nu le dăm noi, nici măcar artiștii care cântă pe scenă, le dau radiourile. Și atunci noi doar ne ocupăm de
bună organizarea acestui eveniment. Așa ca de final, spune-ne de ce ar trebui să vină mâine seară oamenii în Piața Mare și la ce să se aștepte mâine de cei care vin de mâine. Păi, în primul rând, ar trebui calitate de cetățeni a acestui oraș, cum sunt și eu, și mă mândresc cu asta, să vină să susțină acest eveniment, pentru că un eveniment reușit este cu un public cât mai numeros, bineînțeles, în limitele de siguranță. Și în al doilea rând, promit eu pe această cale că va fi cel mai spectaculos Media Music Awards, cea mai spectaculoasă ediție de Media Music Awards, știind ce am pregătit din punct de vedere al efectelor, al sunetului, al regiei. Deci, cu alte cuvinte, mâine, joi, 15 septembrie, de la ora 19. Da, nu, haideți pe la 18 ca să, să prindeți loc în piață. O să avem parte de cel mai tare show Media Music Awards din 5 ani, că de 5 ani se face Media Music Awards. Îi mulțumim lui Tibi că ne-a dat detaliile astea, că a fost amabil să ne spună cum a pornit ideea asta și ce înseamnă Media Music Awards. Și îl felicităm pentru cele 5 ediții, știm că nu e ușor să faci un astfel de eveniment. Și ne bucurăm că un sibian a avut ideea asta, pentru că nu multă lume știa că Media Music Awards se făcă de cineva din Sibiu. Să știi că multă lume... E inventat și făcut de cineva din Sibiu, cu mare drag pentru acest oraș. Bun. Vă mulțumim că ne-ați urmărit la interviul pe față. Am avut problema cu conexiunea la internet, dar data viitoare încărcăm routerul și nu mai apare problema asta. Îi mulțumim și lui Claudiu Voica, care e acolo în spate. Vă așteptăm... Tibi vă așteaptă și noi vă așteptăm mâine seară. Și artiștii vă așteaptă artiștii, la Media Music Awards. Iar noi o să ne vedem cât mai curând. O să fim și noi în Piața Mare mâine seară, să vedem dacă e chiar așa cum zice Tibi. Dar știm că o să fie așa. Așa că veniți mâine la Media Music Awards și noi ne vedem la interviul pe față în continuare săptămânile care urmează. Mulțumim, vă așteptăm.